Șefii structurilor județene din Ministerul Afacerilor Interne au participat astăzi la o ședință la care au fost invitați și primarul municipiului Sato Dorel Coica, și conducerea poliției locale. Ședința a fost convocată de reprezentantul guvernului în teritoriu care l-a solicitat conducerilor Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarm și Poliției Locale să întreprindă de urgență un set de măsuri concrete în vederea prevenirii cazurilor de infracțiune cu grad ridicat de violență. Prefectul regretă cele întâmplate în seara zilei de 9 noiembrie când Gabriela Dorgai, actrița teatru lui de nord satul Mare, a fost omorâtă pe malul râului Someș. Prefectul a transmis sincere condoleanțe familiei îndurerate și și-a manifestat convingerea că polițiștii sătmăreni alături de echipa venită de la Inspectoratul General al Poliției Române vor identifica în cel mai scurt timp autorul.